autoritățile au suspendat temporar activitatea și au dat amenzi în valoare de 19.000 de lei unei unități de alimentație publică din sectorul 2 al capitalei care ar fi pus la vânzare mâncare improprie consumului. Conform Digi24, surse judiciare au precizat că ar fi vorba despre o șaurmerie din capitală, care ar fi avut la vânzare carne cu viermi. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei transmis Agerpres, controlul a survenit în urma apariției în mediul online a unor imagini cu bunuri perisabile, în proprii consumului expuse spre vânzare în acest fast food. Polițiștii din cadrul Poliției Sectorul 2, Serviciul de Investigare a Criminalității economice, împreună cu reprezentanți ai ANPC, au efectuat un control în vederea stabilirii situației de fapt, precum și pentru verificarea activității de producție, prelucrare, depozitare și comercializare de produse destinate consumului general. În urma acestor activități, societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 17.000 de lei, conform Ordonanței de Guvern 21 din 1992, republicată și cu 2000 de lei conform Ordonanței de Guvern 99 din 2000, republicată, se precizează în comunicat. De asemenea, arată sursa citată, a fost dispusă indisponibilizarea și retragerea din circuitul consumului a 187,7 kg de carne produse din carne produse alimentare perisabile. A fost oprită temporar prestarea de servicii până la remedierea deficiențelor, menționează Poliția Capitalei, relatează de deci și 24.